Bună seara, bună seara și bine v-am regăsit, dragilor! O nouă săptămână, așa cum v-am obișnuit, un nou live. Astăzi ne revedem și ne reîntâlnim cu Ionela Irimie. Bun venit, draga mea! Îți Bună mulțumesc că ai seara! acceptat invitația de a fi alături de noi astăzi, Îți pe mulțumesc pentru final de invitație. octombrie, da? Da. Odată cu venirea toamnei, îți mulțumesc că ai ales să fii aici alături de mine și de invitații, de cei care ne urmăresc. Bineînțeles, da, și de invitatul surpriză. O să vedeți, dragilor, deja v-am obișnuit, da? În Să fiecare săptămână aducem pe cineva surpriză. Exact. Și nu poate să fie decât un partener FM, o persoană care urmează programul FIT 6. Pentru că, da, pentru pe noi ne-ați tot auzit vorbind despre programul de slăbit, despre produsele preferate. Probabil că, nu știu, v-ați plictisit deja de noi, da? Suntem așa ca și în sceneta cu castravetele, noi în fiecare zi ne spunem povestea. De aceea am încercat să venim cu noutăți și să aducem în fața dumneavoastră persoane care să vă vorbească despre ceea ce iubim noi și aducem în fața voastră fiecare zi. Deci, bineînțeles că avem și concursul, așa cum am obișnuit. Concursul este un parfum din gama Pur. Te rog, Ionela, să mi-l și arăți. Da, aici văd. Parfumul 436 este nou, Este nouț, parfumul uite. sigilat. Deci, Da. fericita câștigătoare sau fericitul, că nu avem de unde să știm dacă e fericit, va face cadou parfumul unei doamne din viața lui. Acesta este 436, parfumul Paco Rabanne Olimpia. Și nu în ultimul rând este parfumul echipei noastre, olimpice. Adică cu acest parfum cu siguranță nu vei da greș niciodată. Poți să îl oferi oricui pentru că e un parfum absolut divin. Cred că majoritatea dintre noi îl avem acasă și este de nelipsit. Deci așa De arată. nelipsit, de neuitat și de neînlocuit, da? Să zicem că acum a apărut un mic înlocuitor Un mic despre care înlocuitor, vom dar. vorbi. Dar Să cu. zicem. Stai că, uite, eu vreau să și fac distribuirea, pentru că, așa cum vă rog pe voi de fiecare dată, să distribuiți acest live astfel încât să ajungă la cât mai multe persoane informațiile pe care invitatele noastre aleg să le împărtășească. Și că vorbim de parfum, uite și comentariile fetelor. Bun. Hai să vedem, o să ne vorbească. Da, așa este. Așa e, prima iubire nu se uită niciodată. Și Corect. pentru că ai amintit de parfum, hai să vedem despre ce parfum nou este vorba. Da, parfumul râvnit, pot să-i spun acum, este noul 501. Nu știu dacă se vede. Încerc să Da, și vin eu la. îl am. Vai, așa. Un parfum care de la prima descriere m-a lăsat plăcut surprinsă de compoziția sa. E un parfum foarte impregnat, să-i spun. Miroase foarte bine, se păstrează extraordinar de bine pe pH-ul pielii, pe haine. Nu, să nu vă mai zic că pe haină se simte, chiar dacă nu o port, am purtat-o astăzi și nu mai port câteva zile, se simte extraordinar de bine. Iar prima remarcă a mea asupra parfumului a fost într-o zi la Vasilica. Vasilica avea parfumul pe pielea ei de dimineața. Vin la grădiniță, ne-am întâlnit după ora 1, dacă mi-aduc bine aminte, și la o bătaie de vânt, să-i spun așa, i s-a simțit mirosul și am zis: cu ce parfum ești dată, Vasi? Cu 501. Deci vă dați seama, după câteva ore bune, Așa parfumul este. se simțea extraordinar de bine pe piele. Iar astăzi pot să zic că este de nelipsit din rutina mea zilnică.
îl folosesc aproape în fiecare zi. De aceea ziceam mai devreme că a apărut un parfum care îl egalează pe 436. Da, Vasilica, l-am simțit pe tine. Tu ai fost cea care mi-a arătat cum miroase în toată splendoarea lui parfumul. Cred că multe dintre noi îl avem și chiar fetelor care nu-l aveți, vă rog frumos să-l testați. Și să-l, da. Cu siguranță îl veți îndrăgi. Un Tom Ford. Testați și să vă bucurați de... de notele din compoziția sa. Cu siguranță nu o să lipsească din rutina voastră zilnică și de ce nu, măcar o dată trebuie încercat. Așa este. Bun. Uite, fetele deja au etichetat, au început să eticheteze. Noi nici n-am terminat de spus pentru că ne-a luat poveștile, să spunem așa, da? Punem și despre parfum, ce trebuie să faceți, să distribuiți acest live, astfel încât informațiile pe care Ionela a ales să le împărtășească cu voi să ajungă la cât mai multă lume și să etichetați persoane care considerați că s-ar bucura de mirosul minunat al parfumului 436. Bun. Da. Mai departe, dacă tot suntem la gama de parfumuri, tot așa, astăzi mi-a sosit comanda. L-am tot văzut la postările fetelor, la Adriana, la Nicoleta, chiar și la Vasi, dacă nu mă înșel, 804. Am zis, trebuie să-l încerc și eu, să-l testez și eu, să vedem ce are el așa de special parfumul. Parfumul 804. Și într-adevăr, inițial mirosind în mapă, nu mi-a strâns chiar așa interesul, să zic așa, la prima vedere. Dar astăzi, testându-l pe încheietura mâinii, mi-a plăcut că în compoziția sa are destule note florale. Păcat că nu se vede, are și un roz, un roz plăcut în el. Probabil dacă îl întorc puțin, da, se vede. Uh-huh. Și am zis, hai să-l încerc și eu 804, că fetele foarte fain l-au descris și am zis, must, hai să-l am și eu. Deci un parfum destul de finuț, un parfum frumos, plăcut, care o să-l testez mai bine, probabil mâine o să-l testez pe pH-ul pielii mele și să văd rezistența sa. Comparativ cu Tom Ford și 436. Așa este. Se știe că parfumul nu miroase la fel pe toată lumea. Da. Care avem un pH diferit și dacă mie mi se potrivește un parfum, asta nu înseamnă că ție ți se potrivește. Corect. De asta trebuie să testăm puțin ca să ne dăm seama dacă ni se potrivește. Bun. Mulțumim, Ioana, că ne asculți și ne urmărești. Uite, deja am primit și comenzile. Da. Notat, doamna Iustina. Poate doamna Iustina poate îl câștigă în seara asta dacă și-l dorește. Da, haideți să o și etichetez, că altfel nu are cum să-l câștige. Da. Deci, doamna, bun, dacă și-l dorește, poate să-l câștige. Să vedem norocul de cui va fi în această seară. Așa este. Bun. Hai să vedem despre ce produse mai ai tu pregătite acolo, pentru că știu că nu doar despre parfumuri. Și bineînțeles că pe această ocazie te felicit împreună cu Dragoș, faceți niște postări minunate. Mulțumim. El este acolo mereu lângă tine, să spunem așa. Da, este un mic lider și Dragoș. Dragoș insuflă un pic parfumurile sale la grădiniță. Păcat că nu avem un domn educator, că avem pe Vasilica alături și pe domnișoara Adriana.
Împreună fac concurență cu parfumurile pe grupă. Mm-hmm. Sunt convinsă, sunt convinsă. Da, da. Mai departe, dacă suntem tot la capitolul din gamă un parfum, eu folosesc Deorolonul parfumat, nu știu dacă se vede, la mine bate da. Numărul 20. Foarte, foarte parfumat, foarte persistent, foarte cremos, nu murdărește haina și este foarte eficient, de lungă durată. Îl folosesc de dimineața până seara când ajung acasă, își face treaba extraordinar de, extraordinar de bine. Și el este la un preț accesibil pentru, pentru fiecare. Uh-huh. Atât pentru consumatorul de rând sau, de ce nu, consumatorul de rând ar putea deveni partener și să-l achiziționeze la preț mai mic. Uite, și Dragoș primește, primește salutări. Da. Și Dragoș. Păcat că Dragoș i-am spus să nu... să nu vină acum aici, că ar fi tot, tot pe mami. Nu că el nu ar prezenta parfumurile sale. Sunt convinsă. Sunt convinsă pentru că și... el ne face, ne bucură, știm, ne face și videouri și așa mai departe. Bine, cu ajutorul tău știm lucrul ăsta, dar... Bineînțeles, e ajutorul... fără ajutorul lui mami nu ar putea el singur, dar... dar Dragoș, pentru anișorii lui, își face și el treaba extraordinar de bine. Așa este. Mai departe,